Slăvit să fie Domnul! Mai întâi vreau să-L laud pe Domnul pentru că m-a îngăduit să mai ajung odată aici să mă bucur cu frații și surorile de aici, că am dorit mult. Și slăvit să fie Domnul că mi-a împlinit dorința. Vreau să spun foarte scurt că dacă nu era Domnul de partea mea și să aibă în vedere lucrarea Lui, eu nu mai ajungeam, pentru că am trecut printr-o încercare mare de când n-am mai fost aici. În urmă cu 2 ani, la un control care îl fac periodic în Viena, m-au găsit că am tumore la ficat. Și m-au spus că trebuie operație și citostatice. Nu vreau să lungesc prea mult, dar fiecare își dă seama când dintr-o dată spune cineva lucrul ăsta, că nu mai stă nicio, au spus că e cancer galopant și dacă nu fac repede operația, nu se mai poate opera tumorea. Atunci am intrat înaintea Domnului și am strigat la Domnul, Doamne, nu mi-ai spus nimic de lucrarea asta, că vine încercarea asta peste mine, îi hotărât de tine să ajung în spital, care-i hotărârea ta? Și vreau să spun că copiii insista tare, mai ales am unul în Spania, o fost și pe aici, și-a zis, mami, hai să te duc și în Spania să vedem ce zice medicii acolo. Nu cumva au exagerat medicii ăștia din Viena. Și m-a dus acolo și acolo au ieșit analizele mai rele. Au spus că au mai crescut de când mi-au făcut controlul la Viena. Era mai mare tumorea. Și au spus și acolo medicii că numai operație și asta, razele astea puternice, dacă le fac, poate, dar au spus că cu semnul întrebării nu garantează că voi fi vindecată. Atunci am venit acasă și m-am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, Tu știi că doresc să viu la Tine, știi că sătulă de pământul ăsta și de dureri. Dacă vrei să mă duci la Tine, îți gata ca să viu la Tine. Dar dacă Tu mai ai de lucru cu mine pe pământ, nu mă lăsa pe mâna oamenilor, nu vreau să ajung în spitale, nu vreau să ajung la operație. Spune-mi, Doamne, care e planul Tău? Și cum plângeam înaintea Domnului, dintr-o dată a apărut Domnul înaintea mea. Și era cu aripile întins așa și pe aripi, era tot felul de truse medicale, diferite aparate care nu sunt pe pământ. Și Domnul, cum a stat așa, a venit cam la 2 metri înaintea mea, înalt, era așa cam la 2-3 metri. Și atunci m-am gândit, oare cum, Domnul Iisus, niciodată nu L-am văzut în vedenie sau în vis cu aripi. Dar imediat Duhul Sfânt mi-a adus aminte că-i scris, El te va acoperi cu aripile Lui. Înseamnă că Domnul are aripi, slăvit să fie Domnul. Atunci Domnul a pus mâinile așa și a spus, barieră dublă, să nu te duci la oameni. Că eu vreau să te vindec, că eu sunt medicul medicilor. Au spus la medici, le-am dat înțelepciune, fac și ei partea lor, dar omul care ajunge pe mâna lor trece prin groază, prin frică și durere multă și uneori se reușește, alteori nu, după cum e planul de sus, dar omul rămâne și cu cicatrice și cu semne toată viața. Dar au zis, eu când operez, eu când vindec, omul nu trece prin frică, nici prin groază, și trece prin bucurie și prin har. Și-a spus, Domnul, eu vreau să te vindec, de aceea nu merge la oameni. Slăbit să fie Domnul, că Domnul și-a împlinit lucrarea, frați și surori. De aceea am ajuns aici, în primăvara anului trecut, că asta a fost în urmă cu 2 ani, am venit iar la control. După ce Domnul mi-a arătat lucrarea asta, am venit la control la Viena și după ce mi-au făcut iară tonograful și toate analizele, m-au chemat profesorul principal și s-au ridicat de la biroul lui și-o dat mâna cu mine și-o zis,
Zice, felicitări, zice, toate analizele au ieșit bine, nu mai ai nicio celulă canceroasă și tumorea, zice, s-o mici, s-o uscat, zice, nu mai este nimic, să nu mai vii la spital, că acum este virusul ăsta, să nu te îmbolnăvești de altă boală. Și n-am mai fost până de atunci la spital, dar mă sunt bine. Trăiește Domnul, fraților, e viu Domnul nostru, așa că toți care aveți o suferință, o durere, credeți la Domnul cu putință și astăzi să vindece boalele mării, să fie Domnul. Poezia care vreau să spun se intitulează Încercarea credinței. E ușor în timp de pace să te arăți cât de viteaz. Poți să spui de vrei ca Petru și la moarte mir cu drag. E ușor când ai de toate și nu dai de niciun rău să fii tare în credință, să lauzi pe Dumnezeu. E ușor să spui la altul, să-l înveți ce este bine, însă îți vezi slăbiciunea când va fi vorba de tine. Dacă ar fi tăria în vorbe, mulți ar fi ajuns eroi. Dacă n-ar fi încercarea, proba oricărui om. Vorbele sunt doar dorințe ce apar la suprafață, însă baza de credință nu o vezi pe din afară. Căci credința nu stă în vorbe, nici în altă teorie, și în fapte care să arate, căci credința noastră e vie. Oricare ți-ar fi podoaba, dacă nu ești încercat, ești amestecat cu zgura și trebuiești prelucrat. Numai în urma încercării, Domnul spune despre tine rezultatul, calitatea care le-ai putut obține. Încercarea este proba și examenul cel mare, prin care trebuie în viață ca să treacă fiecare. Încercarea în multe feluri vine peste credincioși, dar ferice de aceea ce prin Domnul vor ieși biruitori. Dumnezeu va duce în ceruri numai oameni încercați, care au rămas statornici și pe Domnul l-au urmat. Și cu scopul acesta tainic, El ne pune la încercare spre a verifica credința. Ești statornic de lucrare? Va trebui să treci prin lipsuri și prin zile fără soare, în foc să se lămurească cât reziști în încercare. Va răpi de lângă tine, poate chiar pe cel mai drag, și prin probe și mai grele omul este încercat. Altădată ți se pare că ești părăsit de tot când te lasă multă vreme printre flacări în cuptor. Dar tu în loc să ai răbdare, murmuri și strigi disperat, scapă-mă, își ca cenușă ajung dacă mă mai lași. Scapă-mă, stăpâne Doamne, că de nu vei veni azi. Nu cumva să ajung cenușe când focul se va găta. Suflet, șmanadio smirna rabi, suflet pus la încercare,
Suflet, ce ești încercat? Ce crezi? A uitat de tine stăpânul care te-a creat? Nu va ști el câtă vreme să te lasă încercat, câte zile, câte ceasuri, până când te lași lucrat. Și de n-o să ai răbdare și t-o strici că nu mai poți, te poate da la o parte să aleagă altun loc. N-ai să te prefaci cenușe și nici gură, nici de cum, și vei deveni destoinic pentru orice lucru bun. Dumnezeu cere credință, dar credința adevărată, fixată pe temelie, nici de cum la suprafață. Credința la cei trei tineri a strălucit în cuptor și a lui Daniel credință chiar în groapa leilor. Iov ne stă dovadă vie, cât rezistă în încercare cel ce și-a zidit credința pe o temelie tare. Când Satan primi putere fără milă să lovească, Iov l-a înțeles pe Domnul că-i stăpân ce vrea să facă. Și răspunsul cel din urmă Iov îl dădea cu răbdare, să primim și cele rele de la Dumnezeu se cade. Când un soli duse vestea, vântul a suflat în casă, peste fii și peste fiice, omorându-i dintr-o dată, Iov îmbracă sac de jale și cu glasul plângător strigă: gol am vint în lume și din lume mă-ntorc gol. Numele lui Dumnezeu să fie plin de slavă, că El dă și bogăția și de vrea sărac te lasă. Satan tot nu cedase în fața lui Dumnezeu și a cerut ca să lovească cu durere în corpul său. Și priviți în suferință pe neprihănitul Iov, cum se scărpina cu ciobul și zâmpețărână jos. Dar în urma încercării, când Satan a fost învins, Iov a fost omul prin care Dumnezeu s-a proslăvit. Și a rămas în sulul cărții mărturie pentru noi, când trecem prin încercare, să răbdăm și noi ca Iov. Ia și tu, iubite suflet, pe Iov pildă de răbdare și îți va răsplăti stăpânul în ziua venirii sale. Oricare ți-ar fi suferința, tu nu te opri pe drum și te bucură la gândul că-i asemeni lui Iisus. În orice încercare să zici în gândul tău: pe drumul suferinței s-a dus și Domnul meu. Amin.